Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, mă mir de numărul tot mai mare de creștini a căror majoră preocupare este înmulțirea avuților proprii. Mă întreb dacă banii câștigați de ei sunt folosiți pentru a aduna avere spirituale. Dumnezeu vă va socoti responsabil pentru folosirea greșită a bunurilor materiale pe care vi le-a încredințat. Eu cunosc un program care funcționează numai pentru interesul unei singure persoane. Am auzit de o organizație unde 90% din ceea ce donează oamenii pentru lucrare respectivă este folosit pentru sprijinirea financiară a unui comitet care nu este deloc eficient în misiunea lor. Aceasta înseamnă că fiecare persoană 200.000 de lei, pentru ca din aceștia numai 10.000 să ajungă la săracii despre care vă vorbesc reprezentanții organizațiilor. Este ceva greșit în felul în care își dau creștinii banii. Așa ceva nu s-ar întâmpla dacă și creștinii ar fi la fel de iscusiți ca oamenii din lume. Cât de iscusiți sunteți, dragi prieteni creștini, în chestiunile bănești? Vă folosiți banii pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii? În pilda cu administratorul nedrept, Domnul Isus spune Credeți că Dumnezeu vă va încredința bogățiile cerești dacă nu ați folosit așa cum trebuie ceea ce vi s-a dat pe pământ? Banii, dragii mei, sunt o chestiune spirituală. Sunteți răspunzător nu numai pentru donarea lor, ci și pentru investirea lor acolo unde vor aduce cele mai mari dividende în suflete câștigate pentru Hristos. Să ne întoarcem la versetul 13 din capitolul 16 al Evangheliei după Luca, acolo unde găsim noi adevărul cu privire la viața spirituală. Nicio o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va ură pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Ce faceți cu banii voștri? Câștigați alți bani? Dacă da, ce faceți cu ei? Aceasta este o întrebare importantă. Îi folosiți pentru lucrurile din lume? Dacă da, îi slujiți lui Mamona care este stăpânul vostru. Cui slujiți? Lui Dumnezeu sau lui Mamona? pentru că nu puteți sluji la doi stăpâni în același timp. Dragii mei, nu putem sluji tuturor. Nu putem sluji și lui Dumnezeu și banilor, nu putem sluji și lumii și lui Dumnezeu. Acum, printre cei care ascultau cuvintele Domnului Isus, se aflau nu doar ucenicii săi, ci și câțiva dintre farisei. Să vedem care este atitudinea lor, pentru că și ei au început să fie atinși în inima lor de cele spuse de Domnul Isus. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Isus le-a zis, Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o răciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Este mai lezne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Dumnezeu cunoaștea inima fariseilor. De fapt, Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia dintre noi. El cunoaște și inima mea. Putem să ne prefacem unii față de alții, dar nu și față de Dumnezeu. Noi nu ne putem ridica la înălțimea standardului lui Dumnezeu. Oare ce înseamnă aceste cuvinte, dragii mei, decât că și cei care se cred religioși trebuie să vegheze pentru ca nu în formalismul unei religii să regăsească secretul unei relații veritabile, ci acolo unde ești în cu Dumnezeu. Abia acolo relația aceea este una puternică. Cu toate că sună nepotrivit aici, intervenția Domnului Isus cu privire la divorț ar trebui mai degrabă integrată discuții despre credincioșia față de un stăpân și imposibilitatea de a avea un atașament divizat. Oricine își lasă nevastă și ia pe alta de nevastă prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei prea curvește, spune versetul 18. De fapt, acest pasaj nu este decât o trecere la următoarea pildă spusă de Domnul Isus. Este vorba despre o nouă pildă prezentată numai de Luca. Personal nu cred că aceasta este ficțiune. Convingerea mea este că Isus a extras această pildă din viața reală, așa cum a făcut și cu celelalte pilde. Domnul a folosit întotdeauna ilustrații familiare ascultătorilor săi din vremea aceea. Ei știau foarte bine despre ce le vorbea Domnul nostru. El folosește numele unuia dintre personajele implicate în această pildă. Domnul nu ar fi dat numele unei persoane dacă acesta nu ar fi existat. Iată ce spune el. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Aceasta este povestea unui om bogat care a trăit și a murit fără Dumnezeu. El ajunge într-o zonă despre care noi nu știm nimic. În această pildă, Domnul trece din această lume în lumea cealaltă fără să facă nicio pauză. Deși noi nu putem pătrunde prin perdeaua care desparte lumea aceasta de cea viitoare, Domnul Isus vorbește despre ambele la fel de natural. Când omul se lasă pradă imaginației, el caută să inventeze și din visele sale cele mai îndrăznese, adesea se nasc speculații fără margini. Când omul își folosește imaginația, de obicei dă de necaz. În această pildă aflăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Au existat numai patru persoane care au vorbit cu autoritate cu privire la cealaltă parte a morții. Domnul Isus, Lazar, Ioan, cel care a primit revelația sau descoperirea lui Dumnezeu, și Pavel care a fost luat și dus în al treilea cer. Dar să ne întoarcem la cei doi. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar plin de bube și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului până și câinii veneau și lingeau bubele. Avem aici doi oameni aflați la capete opuse ale scării sociale și financiare. De fapt, cred că al oricărei alte scări. Unul reprezintă eșalonul de frunte prin averea sa, iar celălalt reprezintă cel mai jos nivel al sărăciei. Nu s-ar fi putut găsi doi oameni mai opuși decât aceștia. Cel sărac depindea de fărâmiturile care cădeau de la masa celui bogat, el nu a fost invitat niciodată la masa celui bogat, ci a rămas mereu în locul cel mai de jos. Câinii veneau și îi lingeau rănile. În câteva cuvinte, Domnul ilustrează adâncimea degradării groaznice și a disperării în care căzuse acest biet om. Sunt convins că dacă ați fi trăit în același oraș, ați avut impresia că săracul Lazar, îmbrăcat în zdrențe, nu prea avea vreun discernământ spiritual și nici bogății spirituale. Sunt sigur că noi toți l-am fi considerat un caz pierdut. Pe de altă parte, sunt convins că bogatul avea în oraș câteva clădiri care îi purtau numele, poate chiar și o biserică, o școală, o misiune. Și este clar că avea un renume bun în acest oraș în care trăia și acest laser. Oricum, toți locuitorii orașului puteau vedea doar niște aparențe. Faima celui bogat și rănile linse de câinele celui sărac. Aceasta este o imagine a sărăciei abjecte și a bogăției fabuloase. Nu puteau exista doi oameni mai departe unul de altul decât aceștia doi. Dar iată și apropierea. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Domnul Isus vine înaintea ușii morții și trece prin ea ca și când nimic nu ar fi neobișnuit în acest pas. La moartea cerșetorului nu a avut loc nicio slujbă de mormântare. Cineva i-a luat trupul și l-a aruncat în groaba în care erau aruncate și arse toate mizerile. Așa se proceda pe vremea aceea cu trupurile celor săraci. În clipa în care a trecut de ușa morții, cerșetorul a fost luat pe brațe de îngeri și purtat până în sânul lui Avram. A murit și omul cel bogat și a fost îngropat. A avut probabil o mormântare frumoasă, cu mulți participanți, iar predicatorul lui Maică nu l-a împins pe locul cel mai de sus în ceruri. Dragii mei, cu toate aceste diferențe, iată punctul comun, amândoi au murit. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Observați două lucruri aici. Cei pierduți ajungă într-un loc al chinului conștient. De asemenea, Oamenii se pot recunoaște unul pe altul după moarte. Nu ne pierdem identitatea. Locuința morților este grecescul Hades, care înseamnă lumea nevăzută. De fapt, iadul, așa cum ne gândim noi la el, este un loc care nu s-a deschis încă. Nu citim nimic despre el până în Apocalipsa, capitolul 20, versetul 10, unde ni se spune că primii ocupanți vor fi anticristul și profetul fals. Când au murit Lazar și omul cel bogat, au ajuns în lumea nevăzută, în locuința morților care ne-au părăsit. Moartea este o despărțire. Nu înseamnă niciodată dispariție. Adam a murit în ziua în care a mâncat din fructul oprit. Fizic, el nu a murit decât peste 900 de ani și mai bine, dar în ziua în care a mâncat din fruct a fost despărțit de Dumnezeu. Isus s-a referit la acest lucru când a spus în Ioan, capitolul 11, versetele 25 și 26. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Din cauza păcatului omul este despărțit de Dumnezeu. Oamenii sunt morți, deși trăiesc. Pavel le-a spus efesenilor: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Anumite locuri dintr-un oraș mare sunt pline de activitate în timpul nopții. Dacă vreți să vedeți un număr mare de oameni morți, uitați-vă în unul din aceste cluburi de noapte. Acolo îi veți găsi. Bad la tobe, îngână muzica, țin ritmul, beau cât pot, se droghează din cauza că sunt morți și vor să trăiască. Dar mai există și o a doua moarte, care este moartea spirituală și înseamnă despărțirea veșnică de Dumnezeu. În moartea fizică, trupul devine inert și fără viață din cauza că Duhul Omului a ieșit din el. Trupul este pus în mormânt și elementele se întorc în țărână. Căci țărână ești și în țărână te vei întoarce, a spus Domnul Dumnezeu încă din carta geneza. Prin urmare, moartea înseamnă despărțire. Poate vom înțelege mai bine această pildă dacă știm că Sheol sau Hades, tradus prin ea în Noul Testament, este împărțit în două compartimente. Paradisul, care este numit sânul lui Avram în această pildă, și locul de chin. Paradisul a fost golit când Hristos i-a luat cu el odată cu înălțarea lui la cer pe credincioșii Vechiului Testament. Puteți să citiți despre aceasta în Epistola către Efesen capitolul 4, începând de la versetul 8. Locul de chin îi va elibera pe cei pierduți pentru ca aceștia să fie prezenți la judecata dinaintea scaunului de domnie mare și alb, așa cum este descris în Cartea Apocalipsa, capitolul 20. Toți cei care apar la această judecată sunt pierduți și vor fi aruncați în iazul de foc, care este moartea a doua. Când omul cel bogat a murit, a ajuns în locul de chin, compartimentul în care ajung cei pierduți. Cercetorul a ajuns în compartimentul denumit Paradis sau Sânul lui Avram. Observați că Domnul nu spune că Bogatul a ajuns în locul de Chin din cauza că era bogat, sau că cercetorul a ajuns în Sânul lui Avram pentru că era sărac. Trecerea prin ușa morții le-a schimbat cu siguranță statutul, dar aceasta datorită inimilor. Acesta este mesajul, de fapt, în acest fragment. Omul nu trebuie să judece după aparențe. Aspectul exterior poate înșela. Mai sunt și alte lucruri în această pildă care ne-ar fi rămas necunoscute dacă nu ar fi fost dezvăluite de Domnul Isus. Să continuăm. Și a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi limba, căci grozav să închinuit în văpaia aceasta. Acestea sunt cuvintele bogatului. Acel bogat care poate n-a băut niciodată apă. Avea cele mai alese băuturi, ce mai alese mâncare. El n-avea nevoie să cerșească, dar priviți cum se schimbă lucrurile. Bogatul ajunge să cerșească în timp ce Lazar, cerșetorul, este acum cel bogat. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit pe lângă toate acestea între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Trupurile celor credincioși care mor merg acum, după învierea lui Hristos, în mormânt și se întorc în țărână, dar duhurile lor se duc să-L întâlnească pe Hristos. Iată ce scrie Pavel în epistola adresată Corintenilor. Este vorba despre a doua epistolă, capitolul 5, versetul 8. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. În ceea ce i privește pe cei pierduți și astăzi, tot în locul de chin, în Hades merg. Iată imaginea pe care ne oferă un fragment din epistola adresată a Efesenilor, capitolul 4, începând cu versetul 8. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit ce înseamnă decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos.